Așa, cu chiu cu vai, cu rele și cu mai puțin bune am ajuns și în ziua de vineri, ultima zi lucrătoare a săptămânii aici pe YouTube. Mulțumesc încă o dată de abonare, de faptul că mi-ați fost alături și în aceste zile când am trecut în luna lui Brumărel. Dacă în luna lui Brumărel îs cu fâșul pe mine, în luna lui Brumar nu o să mă vedeți, mă bag în centrala termică. Dacă avem bani să o pornim, rezultatele sunt bune. V-am zis ieri că de ziua medicului o sărbătoresc mergând la analize. Sunt destul de bune rezultatele. Un pic cam mari trigliceridele. Acum de alea le zice trigliceride. Încercăm să le facem bigliceride. Aștept sfatul vostru pe probleme mai naturiste, că nu e așa mare grabă și în termen mai lung se pot scădea aceste trigliceride. Cine știa pe vremuri că ficatul are și trigliceride? Știai că ai colesterol. Acum ai colesterol bun, colesterol rău. Mă, pe cuvântul meu, parcă și în ficat se dă o luptă electorală. Parcă și în ficat au fost alegeri locale, că e problema aici, locală. Ce să zicem, încă se continuă numărătoarea în București, vreo 4 ani o să țină și după aia o să fie alte alegeri. Nu știu cine-i de vină, doamna Firea tot e pornită, e foarte nervoasă, spurcă și în stânga și în dreapta. Ieri în parcul ăsta mic de lângă teatru din Cluj-Napoca l-am văzut alergând pe Cosmin Gușă. S-a supărat și pe el că nu a dat rezultatul corect sau nu a făcut un pronostic corect și Gușă, săracul, tot alerga. I-am zis să nu se grăbească că până la Oradea mai are ceva de mers. Știu că e supărată doamna Firea, dar se poate și mai rău. Uitați-vă, regele Cioabă, regele Cioabă, nu un terchea berchea, a luat numai 80 de voturi la primăria Sibiului. Ăsta să visa un al doilea Claus Iohannis. Că a zis că dacă un sas a ieșit de atâtea ori primar și după aia președinte, ar fi momentul ca și cineva de etnie, mai ales din etnia dânsului, să iasă primar. N-a fost să fie numai 80 de voturi. Mă mir că are vreo 150 de nepoți și numai 80 de voturi. Cam puțin. Să mai facă o încercare la alegerile următoare. Dar sunt alături de domnul Sandru Crăciun din Piatra Olt. Dacă mai candidează și în 2024, eu îmi fac flotant de Piatra Olt să-l votez. Ce a pățit domnul Sandu Crăciun? A candidat și a obținut într-o secție de votare 0 voturi. Ciudat că în secția aia de votare i-au votat au mers la vot și prietenii apropiați, rudele, și au venit și copiii din București și el a obținut 0 voturi. Domnul Sandu, dacă mai candidat, să-mi dați de știre, fac flotant și vă votez. Măcar un vot să aveți de la mine. Asta este. Plouă și pe la voi plouă. Plouă peste tot și la metrou din București plouă. Au inaugurat ăștia câteva stații noi de metrou, le-au făcut așa ca să se poată tăia panglica și acum plouă. Măcar să pună pentru cei care stau pe peron, în boxe, în difuzoare, melodia aia celebră românească și afară plouă, plouă și metrou vine pe la nouă. Asta e. Au făcut și pasajul la Ciurel ca să aibă ce inaugura tot pe principiu că dacă inaugurăm acum, înaintea alegerilor, cu câteva zile, o să obținem voturi. Ei, îi bai. Știți că autobuzele, dacă trebuiau să iau curbă acolo pe pasaj, se urcau efectiv pe trotuar. Dar acum au scos trotuarul și o să facă un pic de carosabil. Și trotuarul nu o să mai fie trotuar, dar o să pună niște borduri, ce să mai zicem. Ăsta să fie năcazul important, ăsta să fie năcazul principal al zilelor noastre. Dacă vedeți că și la americani problemele smart, Donald Trump a fost atacat de guvide. A băut el o găleată de clor și-a lăsat părul cât mai rebel, dar vedeți că guvidele nu alege. Așa că 14 zile săraca Melania stă în casă și croșetează, îi face pâine în oul lui Trump, doară, doară și revine. Care omul 74 de ani. La 74 de ani să mai vrei să fii încă o dată președintele Americii? Nu. No. Asta e. Ori mai fost cazuri, dar să vedem acum. Lupta e grea. Nemții și ei sporniți vor să mai reducă din cazuri și pentru asta au trecut pe lista roșie Clujul, orașul Cluj, municipiul, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, sunt trecut
trecute pe o listă specială în Germania. Deci dacă vii din Cluj-Napoca, dacă mergi din Cluj-Napoca în Germania, 2 săptămâni în izolare. Sau dacă după 5 zile îți faci un test și iese bine, ieși. Dar și ei sunt nemți, dar au un pic în genă ceva românesc, au zis așa, dacă veniți la cules Sparanghel, no problem. Puteți merge, nicio problemă, nicio izolare, că Sparanghelul ne trebuie. Sau să facă dovada votului lui Fritz. Dacă l-au votat la Timișoara pe domnul Fritz, pot să stea în Germania fără izolare. Da, domnul Fritz. Acum, curioșii sapă în biografie. Încă n-are cetățenie română, a zis că o să aplice pentru cetățenia română. Da? Păi, dacă ai pe aia germană, îți mai trebuie cetățenie română, malteză, nu mai contează. Și cântă frumos. De curios am intrat și eu pe YouTube să-l aud cum cântă pe nou primar al Timișoarei, gospel. Cântă frumos gospel. Timișoara este un oraș mereu condus de trubaduri. Dacă Dominic Fritz cântă gospel, domnul Robu știm că el zdrângănea chitara pe principiul Orban. Era mare folkist. Sperăm că următorul primar să fie un cântăreț de operă. Atunci când își recită, când își cântă partitura, totul să meargă bine în oraș. Da, domnule, a venit vremea străinilor în politica din România și nu numai. Consilier general la primăria din Timișoara, din capitala Banatului, este un spaniol, Jorge. Apoi când se pune Dominic Fritz, cântărețul de gospel, cu Jorge, este un duet ASRH. În Banat, ASRH, H de H, de H, de și mai departe, știți și voi. Și Mario Cămoara a fost convocat la Naționala de Fotbal a lui Rădoiu, să dea golau, să marcau. Să câștigau, grupau, să mergeau, mai depărteau. Foarte bine. Camora este un jucător de perspectivă, cum ar zice Radu Baniciu. Un jucător care la 40 de ani poate face diferența în teren. Mai nu acum, dacă nu ai împlinit o vârstă frumoasă care să înceapă cu 4 sau cu 5, nu ai ce căuta Naționala de Fotbal a României. Da, și Radu Banciu s-a transferat, vedeți că e sezonul transferurilor, s-a transferat după aproape 10 ani de prezență la B1 TV, seara, de la 10 la 11, spucam pe toată lumea. S-a retras de la B1 TV, ori fi rămas ăștia fără bani, nu mai au bani să-i plătească amenzile lui Banciu, a rămas numai la Lux Sport și la Lux Plus să facă emisiuni de analiză fotbalistică, să vorbească despre Marseille. Marseille cu apă fierbinte. Da. Ce să facem? Asta e rețeta. Probabil că asta e rețeta, să te transferi la momentul potrivit pentru alți bani, pentru altă distracție. Iar din publicația online rețete și vedete.ro aflăm ce? O nouă rețetă de gogoșari murați, o nouă rețetă de zacuscă, o nouă rețetă de băf, că doar zice rețete și vedete. Nu! Aflăm că domnul Botezatu și-a pierdut virginitatea la 13 ani. Asta da, rețetă, domnule, dar nu ne spune și cum. La 13 ani și-a pierdut Botezatu virginitatea și de atunci o tot caută. O tot caută și nu o găsește, nici în stânga, nici în dreapta, nici la la, nici la la. Mai zâmbim și noi, că nu le zicem cu răutate din suflet. Mai zâmbim și noi, că e ziua internațională a zâmbetului. Deci nu trebuie să râdem. Nu trebuie să hăhăim ca Băsescu. Astăzi, așa, un zâmbet. Ca neanelul Iliescu, 92, când l-a primit pe Dear Michael Jackson. Da, în urmă, cu 18 ani, ai de capul meu, cu un majorat, fierta Michael Jackson venea... Venea în România și neanelul Iliescu n-a ratat niciun prilej, dar zâmbi larg în poze lângă megastar. Megastarul săracul în lumea celor drepți de câțiva ani și neanelul Iliescu este... De ce nu mai vin vedete internaționale în România? De ce nu mai vin megastarul? Că li-e frică. Că dacă se pozează cu neanelul Iliescu, Macholt. Când strigau românii acolo, Michael, nu uita, România-i țara ta! Michael Jackson, după 2 zile de România, a zis, firar dracu care o sta. Nici eu nu mai stau. A fost o săptămână bună, am trecut din septembrie în Brumărel, la cum se anunță vremea, de luni am trece direct în Brumar, să mai punem o haină pe noi și să zâmbim că începe weekendul.
Îmi cer scuze de deranj, de faptul că am cochetat 50 de minute pe total de lung până vineri cu domniile voastre. Vă doresc un weekend plin de realizări, să faceți weekendul în 3 zile jumate, că luni o să fie liber de ziua educației, nu merg nici elevii la școală de cu profesorii, să vă simțiți bine și să reveniți și un weekend la aceste postări, să dați de știre lumii de canalul Nicu Bendea și să fiți mereu cu zâmbetul pe buze, pe buzele de sus.